pro și contra cu prozeliți și zeflemitori, paranormalul a pătruns în mintea românilor în ultimii 20 de ani. Azi, tot omul vorbește de energii și fenomene de tot felul. Vorbim și noi în această seară, în speranța că vom înțelege mai bine, că suntem mai mult decât vedem în oglindă, că lumea este altfel decât o percepem cu micile noastre simțuri. Ingrid Baciu este ziarist, dar și cercetător în domeniul paranormalului și ne va plimba. În minutele care urmează, printre gândurile sale. Din experiența mea despre românii în general, putem spune că nu au curaj să aibă o părere în acest sens. Dar să știți că în familie, între prieteni, cunoscuți, cu cei cu care au încredere, oamenii își mărturisesc experiențele și întreabă. Uneori abia șoptit, oare să fi fost ceva paranormal? Oare ce am. nu am înnebunit eu? De... Îi roade. Îi roade, îi roade. Problema, problema de unde pleacă dilema, din aceea că nu există efectiv o cunoaștere în acest sens, astfel încât omului, când îi se întâmplă ceva, să poată defini, da, într-adevăr, această experiență. Este adică de natură. A depășit limitele. A depășit de cunoscute Exact, exact. Dar poate fi demonstrată sub o formă sau alta, adică să fie și un pic de uh, demonstrație științifică. Ceea ce Întotdeauna de greu. se poate, dar trebuie să accesezi acea realitate pe care noi o numim paranormal, dincolo de normalul cotidian, dacă vreți. Poate fi accesată cu instrumentarul cunoaște, unei cunoașteri specifice acestei dimensiuni. Nu poți să cercetezi cu mintea logică ceva care ține de o cu totuși și cu totul altă logică. Ca o paranteză, există logica minții, logica inimii și uh, anumite logici specifice a anumitor planuri. Cum revenind la românii, cum înțeleg și cum percep românii paranormalul, cel mai adesea și spun uh, uh, în sine, nu, am înnebunit, nu, precis exagerez, mi s-a părut... Abia într-un târziu, dacă este un om predispus la astfel de întâmplări, într-un târziu după ani de repetate experiențe, să spună Domne, mie mi se întâmplă ceva. Trăiesc lucruri, am vise, văd diverse umbre care nu există sau zboară obiecte în jurul meu sau se întâmplă diverse lucruri care, într-adevăr, hai că nu cred că sunt nebun. Se întâmplă ceva, totuși există paranormal. Și să știți că oamenii cel mai adesea recunosc existența paranormalului după, în urma finalizării unei experiențe profunde fericite, care ar fi putut să devină tragică, o boală, s-au rugat și au schimbat viața, mentalitatea, au accesat atitudini mentale, gestuale, faptice, care până atunci le erau total necunoscute. Dacă vreți, vorbind specializat, au intrat în rezonanța iubirii. Au înțeles să practice adevărul? Au înțeles să practice uh, iubirea, milostenia, compasiunea, acceptarea că nu există înțelegere, bună oară să urmeze legile cristice? Sau, pur și simplu, haideți să-i spunem, dacă vreți, morala de bun simț care face din destinul unui om nu un destin întâmplător, ci un destin fericit? Ei bine, la capătul uh, unei serii de, de schimbări uh, absolut benefice. Omul, omul a ajuns să spună, da, domnule, deși nu se vede ceva, există. Mai ceva? există și altceva, hai afară să spun, de ce se vede. Hai să-i spun generic paranormal. Hai <laughs> să-i spun, asta m-a schimbat. Mi-a schimbat viața o rugăciune. Mi-a schimbat viața faptul că am fost la o făcătoare de minuni. Sunt atâtea mărturii. Oameni care spun, domnule, am simțit efectiv pleacă ceva, o greutate din mine, pleacă de pe mine. Uh, am intrat un om, am ieșit alt om. Domne, ceva, gânduri, uh, sentimente care le aveam și își pun întrebări, ale cui erau. Dacă eu m-am schimbat atât de profund după practicarea uh, legilor spirituale, legilor spirituale benefice, că avem întunecata înțelepciune și luminata înțelepciune, uh, spiritualitatea înaltă benefică, am practicat adevărurile creștine sau ale moralei, pur și simplu m-am schimbat, ceva s-a întâmplat și n-a venit din văzut. Au fost energie, au fost gânduri, sentimente, ceva a plecat din mine într totul, altceva m-a locuit într totul și atunci s-a produs uh, schimbarea efectivă și în mine, în organele mele. Ceva care era rău și punea stăpânire pe viața mea, pe trupul meu, a plecat Corpul meu a început să-și revină, mintea mea este alta, sufletul meu este altul, viața mea, mi se deschid drumuri, se întâmplă lucruri, mă întâlnesc cu evenimente, oameni care până mai ieri mi erau dușmani, poate gratuiți, a se poartă, mă uit, oameni, sunt mărturii ale oamenilor, mă uit și mă întreb ce se întâmplă. Acesta este așa zisul paranormal, să nu uităm, viața nu este numai ceea ce se vede, viața este mult, 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 mai mult. De aici și descoperirea unor științe precum presopunctura, da? Vine un specialist, da? Pune niște ace pe un pacient, bagă niște ace, niște puncte specifice, vorbim apoi de meridiane, meridiane energetice. Domne, în urma unor tratamente cu ace, da? Nu medicamente, nimic. Ce se întâmplă? Ce se pune în mișcare? Ce există dincolo de noi? E acest râm îl numim para, dincolo de normal, dincolo de normalul pe care. Suntem obișnuiți să-l numim normal. Acum, zâmbind un pic, eu aș numi mai degrabă paranormal genul de viață pe care o ducem de zi cu zi, pentru că e nefirească. Ruptura de spiritualitate și de adevărata esență a ființei noastre, mie mi se pare într totul paranormal, să trăim rupții de adevărata esența omului, care este spiritualitate, esență divină, în Dumnezeire, lumină și așa mai departe. Glumind un pic, aș numi viața noastră de zi cu zi întâmplătoare. Absolut întâmplătoare, fără disciplina spirituală paranormală. De, vedeți, depinde de unde privim lucrurile. E o glumă și nu este. Depinde de unde privim lucrurile. Cândva un psiholog chiar punea problema și dădea ca o temă de gândire și, dacă vreți, vizualizare ascultătorilor, avea o emisiune la radio. Haideți să ne punem următoarea problemă. Nouă, nouă cu toată sinceritatea. Dacă o civilizație extraterestră, superioară, spiritualicește, nouă speciei umane ar veni, ei ar trăi în legea, adevărata legea armoniei, că asta este legea Universului, aplicabilă și acestei planete, întru totul, să ne uităm la alte specii de pe planetă. Noi suntem împotriva vieții și așa mai departe. Noi trăim în apoda. Ei bine, dacă ar veni această civilizație, oare nu ne-ar considera pe noi? Vedeți? Depinde din ce parte privim problema. Ciudați pentru ei poate am fi paranormalul despre care, da? Înțelegeți? Da. Suntem foarte ciudați, nu trăim în lege, în spiritualitate, în universalitate. Noi trăim împotriva vieții, împotriva firescului. Tăiem copaci, omorâm animale, nu ne respectăm noi între noi. Ne hrănim cu moarte, moarte, moarte în gânduri, moarte în sentimente, moarte în hrana fizică. Trăim împotriva firescului, firescul fiind armonia, echilibru, legea, legea, legea. Nu vorbesc de justiția umană. Vorbesc de adevărata justiție, care înseamnă cunoașterea legilor universale, asumarea lor să le trăiești, să le simți, să, și noaptea când te trezești din somn, să te trezești cu acea pace lăuntrică, atunci știi că ești în lege. Ingrid, de 20 de ani a pătruns acest paranormal în mintea românului. Că adevărul ăsta este, de vreo 20-20 ceva de ani, poate și mai puțin. Față de cum gândea românul acum 20 de ani, mie mi se pare că s-au făcut transformări foarte mari în mentalitatea lui. Deja noțiunea de energie, de purificare a energiilor, a pătruns în mass media, a pătruns în literatură, lumea vehiculează, chiar dacă nu înțelege prea bine acești termeni. Da? Asta aș... Poate fi o capcană. Foarte mare. Și aș vrea, apropo de acest paranormal care a pătruns în conștiința românilor, să spun că, din păcate, a fost, din punctul meu de vedere, a fost și încă este un pionierat care nu-mi place. Oamenii au recurs la paranormal adesea doar din necesitatea imediată, mercantilă, de a schimba ceva în viața lor. Mă duc la nu știu ce specialist în energie și încă am înțeles că dacă acționez cumva, într-un anumit fel, îmi schimb soarta și mi-aduc iubitul și mi-au -mi casă și îmi fac mașina și... Din păcate, repet, un pionierat absolut trist, pentru mine este trist ceea ce se întâmplă. Sunt oameni care, mai mult decât atât, nu numai că au apelat la anumiți specialiști, deși și în acest domeniu, ca și în alte domenii, medicină, ce breazlă vreți dumneavoastră, și sunt și mulți care, hai să îi numim ne neaveniți, așa zis Înțelegeți? Ne profesioniști. Da, din punctul ne profesioniști. meu de vedere sunt neprofesioniști atâta timp cât pun anumite informații în mâna unor oameni total nepregătiți să le managerieze. Nu pot, nu pot, spre exemplu eu ca medic să dau bisturiu pe mâna unui om care mi-intră primul pe partea spitalului să-l trimit să opereze, da? Se întâmplă de multe ori, se fac cursuri peste cursuri, e primit oricine, știe, nu știe nimic, e primit să fie inițiat în științe de graniță, mi-e teamă, mi -e teamă că tot din motive uh, mercantile. Ei bine, revenind la acest paranormal care a intrat în mintea românului, a intrat prost, a intrat foarte prost de cele mai multe ori în lipsa cunoașterii, în lipsa cunoașterii. Sunt oameni care se duc la terapeuți, habar nu au de ce se duc, dar se duc. Am auzit că face bine, am auzit că schimbă soarta, am auzit că ce trebuie să înțeleagă omul când ascultă această emisiune? Când intri pe un drum, când intri pe o altă cale decât, total altă cale decât cea obișnuită, e ca și cum. Cred că este ok exemplul, e ca și cum dintr-o dată aș vrea să nu mai merg cu trenul și iau submarinul. Nu mai vreau să merg la suprafață, merg pe sub pământ, o restul vieții mele, o iau pe altă cale. Nu se poate, neobișnuit organismul, trebuie să o ia treaptă cu treaptă. Organismul și toate structurile ființei umane resimt schimbarea și o resimt absolut dramatic, uneori poate fi tragic, da? Ei bine, așa este și în domeniul spiritual și e chiar mult mai periculos. Românii au intrat în aceste domenii, au luat inițieri în diverse științe, nu le dau acum nume, tocmai ca să nu dau idei au luat inițieri în diverse științe, fără să aibă o cunoaștere prealabilă. Au aplicat apoi ceea ce au dobândit, foarte pe scurt, foarte puține informații, au aplicat apoi după bunul plac, oricând, oricui, și dacă s-au supărat un pic, chiar au folosit și ca să dea niște lecții cuiva. Vedeți, noastră, nu e o armă pe care o dăbândești spiritualitate. Dacă asta se înțelege, este o imensă greșeală. Este o imensă greșeală și se plătește. Se plătește foarte, foarte. Uh, cum să vă spun, din plin. Din plin. Uh, aș vrea să înțeleg ascultătorii noștri că paranormalul nu este o joacă, nu este o glumă. Paranormalul nu este un domeniu de care te apropii ca să bravezi. Paranormalul nu este un domeniu de care te apropii ca să nu știu, să fii tu altfel decât ceilalți, să fii tu mai interesant. Nu, domnule, trebuie să-ți asumi o responsabilitate totală. Acum, apropo de paranormal, personal, dacă mă întreba, sunt cu totul și cu totul împotriva, spre exemplu, așa zisei mediumnități, a, a spiritismului. Sunt oameni care cred că pot bate pur și simplu la, la ușa altei lumi și să intre în contact cu Spiritele aparținând, da? Oameni care au, pot, au fost într-o și acum sunt în alte dimensiuni sau cine știe de ce, ce alte entități. Pentru ce că nu știi ce accesezi. Și chiar dacă știi, nu stai rostul tău aici să faci turism astral. Nu stai rostul tău pe pământ să faci turism astral. Pentru a face turism astral, să fii când într-o dimensiune, când în alta. Să obții informațiile care te interesează, trebuie să fii de o virtute aproape desăvârșită. Numai asta te poate proteja. Oameni buni, dincolo de lumea, de lumea noastră văzută, există, pot spune, fără să greșesc o infinitate de lumi. Ai trecut de această lume văzută, nu se știe ce urmează. Trebuie să fii pregătit prin ce? Prin tot ceea ce tu ești. Tu nu ești numai ceea ce crezi tu că ești, ba de cele mai multe ori nu ești ceea ce crezi. Da, e foarte adevărat, dar vezi, există cazuri de persoane care spontan intră în legătură Este cu, cu totul cu altceva, ta. este cu totul deci, altceva. Uh, nu vorbim fără să anumite Nu vorbim de paranormalul haric, venim prin har. Și care da. aproape că sunt nedumelite da, de propria uh, trăire, știi? Și intră în contact cu lumea asta, așa zisă, lumea de dincolo, fără niciun fel de efort okay? lumea ce de existere? dincolo care poate fi lumea de sus, lumea de jos, lumea de mijloc vedeți aici este problema despre cei care intră spontan în da. legătură cu alte lumi pot să spun că au, au un bun simț al lor o, care le induce o teamă dacă vreți un instinct spiritual de autoconservare și ei spun ce se întâmplă oamenii care intră în instantaneu în legătură cu alte lume au percepțiile mult mai mult mai curate decât cei care intră din niște motivații pervertite, strict mentale. Noi nu vedem, pentru că nu trăim în virtute, în energii înalte, atunci al treilea ochi ar fi activ în permanență. Spiritele văd în lumea noastră în permanență. Aceste ființe fără... Dar ele umblă așa, mă rog, din intuițiile tale lăuntrice, știi? Nu din intuițiile lăuntrice, din experiență vă spun că sunt pretutindeni. Și cel mai adesea le pot de surprinde pe camere, cel mai adesea, Nici de cum. Cel mai adesea le pot surprinde. Of, ca să răspund la această întrebare, nu e niciun haos între lumii, nu există garduri ca între vecinătăți. Între lumi nu există garduri, singurele obstacole care sunt, sunt obstacole de energie. Nu există garduri, uși, materiale fizice, prin Singurul cod, singurele coduri care fac posibilă transcenderea, pătrunderea, deplasarea dintr-o lume în alta, este forța gândului, dacă vreți, a unui gând uh, rafinat, uh, benefic energizat. Sunt spirite care în anumite ședințe, de, hai să le spunem, prin intermediul anumitor comunicări spirituale cu, cu, cu oameni întrupați au spus nu pot pătrunde, nu pot comunica, nu am energia necesară. Dar, cadrul pe care ți l-am relatat nu a fost în cadrul unei ședințe. Da, eu sunt convinsă. Sunt convinsă. Și simplu, uh, numesc, ședință. De numesc ședință. Numesc și... ședință. Eu personal numesc ședință orice orice situație sau eveniment spațiotemporal temporal care uh, face nota parte de, de, de cursul unui cotidian. Este o o falie o ședință, o, 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 o rupere de realitatea imediată, cum vreți să-i spun, da? Orice astfel de momente în care se petrec astfel de evenimente, uh, se întâmplă ceva. Intră pe o anumită altceva și... este altceva. Da. Uh, unde rămăsesem? Cum explic? Cum explic uh, această. Uh, sunt în permanență, sunt pretutindeni și veți remarca asta. Îmi pare rău că suntem la un radio și nu la o televiziune. Eu în fiecare an de sărbători, cu ocazia marilor sărbători, fac fotografii, dar sunt oameni care au camere, au făcut cu camerele video. Fotografiați când se pregătește un oraș de Crăciun, fotografiați când se pregătește un oraș de Anul Nou sau de ce vreți dumneavoastră, este imprimată pelicula fotografică, apar zeci, sute de sfere de diverse culori. Ce suntem noi cu adevărat? Suntem suflet. Dar cum, sub, sau cum supraviețuiește sufletul? Fac o mică paranteză. V-ați întrebat vreodată de ce sunt planetele rotunde și nu pătrate? Sfera este acea formă perfectă de acel depozitar perfect care menține orice. O formă de ceva. Cum este energia? Într-un pătrat, într-o formă geometrică cum e pătratul, ar, ar fi provocate energia nu ar mai curge, ar fi depusă în colțuri, da? Sfera este o formă geometrică perfectă pentru a păstra și a lăsa să curgă firesc energia. Sufletul la fel, sufletul veți surprinde pe peliculă tot așa, sub formă de sfere. Supraviețuiește în, în aceste sfere, da? Veți vedea, sferele acestea sunt cu zecile, cu sutele, cu miile. Am surprins niște fotografii în cișmigiu cu ocazia Crăciunului, perdea de sfere perdea de sfere. Eu știu când se nu întâmplă. Nu explica altfel. N-aveți decât să încercați. Cine dorește să o facă. Eu explic din punctul de vedere al celui care s-a dus acolo știind exact ce va surprinde pe peliculă. Eu fenomenul cunosc. Dacă vreți, prin intermediul unei rațiuni pure de tip cantian să explicați că acestea sunt altceva, uh, nu aveți decât. Dar vă rog să folosiți un instrumentar potrivit pentru că altfel nu veți găsi explicațiile Potrivite. Nu pot să mă duc ca antrenor de fotbal să explic de ce și cum funcționează medicina. Nu pot să mă duc ca medic să explic de ce și cum funcționează notul. Nu pot să mă duc ca pescar să explic de ce și cum funcționează... Nu știu ce exemplu să vă dau... Da, am înțeles. Da? Deci veniți, veniți pe partea aceasta, veniți pe partea aceasta a graniței, asumați-vă cunoașterea necesară Uh, instrumentarul necesar, uh, uh, cum să-i cum să spun, uh, cercetării și uh, dovedirii anumitor fenomene care se petrec aici, nu veniți în necunoaștere de cauză să-mi spuneți că un lucru nu există. Este absurd. Este absurd. Cum eu nu pot să mă duc să-i spun medicului, domnule, nu există medicina alopată, eu tâmpenie, cap coadă. Nu pot. Cei din uh, domeniul paranormalului au, au adesea ispita să nege materialitatea. Cei. Uh pasionați sau care acced în totalitate la legile materialității au, fac greșeala să nege într totul fenomenologia venită din sfera paranormalului. Nu. Noi trebuie să ne cunoaștem unii pe alții exact așa cum se cunosc doi vecini, doi prieteni, două rude, da? cât mai bine cu putință și abia apoi să putem spune cu mintea și cu sufletul deschis am fost, am fost de partea ta, de Partea cealaltă a i am studiat, cunoscând-o în cunoștință de cauză și pot spune, asta este așa, asta nu este așa, da? Cum e, și cel care vine din sfera paranormalului trebuie să aibă cunoașterea lucrurilor palpabile, materiale, imediate. Nu ne putem nega unii pe alții, nu putem să cădem într-o orbire totat totală și să acceptăm, fără să studiem. Da? Nu putem să devenim nici foarte entuziaști, dar nici negativiști. Trebuie să ne păstrăm bunul simț spiritual. Mi-a spus întrebarea dacă nu putea fi altceva. Uh, vă las să vă răspundeți. Îi las eu pe cititori. Pus o întrebare pe care nu, -a eu nu voi răspunde. Eu nu voi răspunde la această întrebare. Ar fi strict subiectiv. Apropo de paranormal, aș vrea să mă duc puțin către un foarte, foarte apreciat bioterapeut al vremurilor comuniste, care nu mai este printre noi, din păcate, Valeriu Popa, care oarecum, oarecum încercând să definească paranormalul a spus foarte clar, suntem răspunzători pentru că mâine ne întâlnim cu noi.